Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Victoria Beckham dezvăluie secretele siluetei sale. Și când am văzut, zic, stai că recunoaște că e bolnavă de ceva. Voi ați văzut cât de slabă e săraca Victoria Beckham? Are o talie de, de viespe. Se schimbă, nu de viperă, da, de viespe. De viespe. Ia zi că mă interesează și pe mine să fac talie. Începe ziua cu oțet de mere. Oțet de mere, câteva linguri, mai precis, pe stomacul gol. Cine ar fi crezut? Nu faci gastrită? Ba da, asta mă gândesc. Și după aia dă bani pe prostii, pansamente gastrice. Vă spun dacă mai merită să fim bogat în condițiile astea. Deci mă gândesc la Victoria Beckham, pe cuvântul meu. E total prăjită. De ce, în loc să bucure de viață, să mănânce ce mai bun și mai bun din lumea asta, dar la fața locului? Adică să se ducă la toneta de 3 stele Michelin din Thailanda, Bangkok, pe nu știu ce stradă. Mă, trăiește în Miami, trăiește bine. Trăiește în Miami bine, da. Și bea oțet de mere dimineața? Înțelegi? Ai 100 de milioane de dolari. Ce mănânci dimineața? Oțet. De ce? De mere. Cu ce vă spălați pe cap? Cu oțet. Dar de ce? De mere. De mere. Este clasic. Deci, Victoria Beckham ar trebui să înlocuiască această doamnă care... Uite, ea, măcar doamna asta a înțeles, ea se spală pe cap cu oțetul de mere, nu-l bea. Dacă eu... că merită totuși, acum că stau să mă gândesc, că e clar că eu n-am aciditate suficientă. Crezi că de la asta... Capul meu, deci asta... Crezi că de la asta dimineața iau o cinzeacă de oțet. Auzi, de la asta n-ai talie de viespe sau... Da, nu, că eu nu vreau, nu caut talia de viespe, dar... Ca 100 de milioane de euro. Dacă ai putea să... Eu o să încerc și mă povestesc cum a fost. Doamne ferește. Trebuie să spun oțet de mere de calitate, să nu mă nenorocesc. Da. Tu o să iei oțet de mere cu miere. Îți spun că se găsește cidru de la oțet de mere cu miere. Și o fi la fel de benefic? Păi... Sau mierea aia din aciditate? Tu... Cu mierea o să te duci. Să fie un aveți un oțet, dar dulce, vă rog. Da. Și mai avem așa. După sesiunea de antrenament, Victoria Beckham se răsfață, scrie Adevărul, cu smoothie post-antrenament, care include pudră de proteine, așa, wow, nuci și fructe proaspete. Vine să plâng. Ea a schimbat de asemenea spaghetele tradiționale cu spaghete din dovlecei. Deci îți dai seama cât de bolnavă e biata de ea. Se pot rade dovlecei ăia și se fac un soi de mehlem în tigaie, zici că sunt spaghete. Și cu legume condimentate cu creveți. Astea sunt bune. Pe care îl stropește cu un pahar de oțet baricat. Într-un interviu, David Beckham, mai de demult, am vorbit despre asta, a dezvăluit că soția, adică Victoria, mănâncă doar pește la grătar și legume la abur de 25 de ani încoace în fiecare zi. Asta a dat paleală ca lumea, adică. Da. Deci într-o zi, David ăla, dacă ar fi normal, el într-o zi l-ar fi trimis Victoria după legume și s-ar mai fi întors după 25 de ani. Pe cuvântul meu, nu poți să trăiești cu așa ceva. Dar ați văzut documentarul Beckham, David Beckham? Nu, dar l-am pe listă. Așa ăla este Nino total. Sunt niște secvențe cu acolo, dat, da, cu hainele, când își arată, fii atent, hai să-ți arăt șifonierul meu, zice, și intră într-o încăpere care e cât trei apartamente de bloc normal. Da, mă rog, la banii lui asta e. Și începe să deschidă ușile. Și pe uși are același tip de sacou, de haină, de ce are el, tricou, mai eu, ce are el acolo, dar pe degrade. Înțelegi? Este ca rog și alege nuanța. E foarte ordonat, mă, și atent la imaginea lui. Adică le are pe culori și le are... Da, pe culori, dar în degrade, adică are una lângă alta, în degrade, ordonat, frumos, nuanțe de maro, nu știu cum să zic altfel. Da, da, da. Nuanțe e un curcubeu de... șifonierul. Da, frate. Și sunt puse, cum să spun, sunt puse în ordinea firească a degradeului, cum veți la fizică, spectrul culorilor, așa sunt puse la ele în șifonier. La fizică, cum veți? Rock vaiv? Da, dar la ce credeai? La desen. Eu nu mi-au aminte la fizică. Nu ți-a aduce aminte de la fizică? Dar de ce vorbești așa? La fizică cred că am pățit ceva cu curcubeul, dar... Păi curcubeul acolo... este rock vaiv. E... Asta zic. Acum roșu, nu, acum oranj, cu voce tare. Galben, verde, albastru, da, indigo, violet. De la prima oară am învățat la desen. Prisma, dacă ai fost fan Pink Floyd, ai fi reținut. Ea avea o prisma pe copertă, da, te venea lumina, pac. Se... Și lua o curbă. Nu lua o curbă, se transforma într-un elefant. Da. La Nicu Palerul nu avea prisma. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.